Aș vrea să mai facem o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta aș vrea să lăsăm versetul 10 din Psalmul 84 pe care l-am citit să ne motiveze. Verset care spune că și mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. E un verset care arată diferența incomparabilă între a sta în prezența lui Dumnezeu și a sta departe de Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață să conștientizăm că ziua aceasta petrecută în prezența lui Dumnezeu capătă valoare, nu pentru că suntem noi aici, ci pentru că este unul prezent aici și îl știm pe El, îl știm cine este El, Fiul lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut văzute și nevăzute. Îl știm cine este, Cel ce s-a întrupat la iesle, a luat chip de om, s-a făcut asemenea nouă și a fost ascultător și încă ascultător până la cruce. Îl știm cine este El, Cel ce a ajuns la cruce, Cel ce s-a înălțat la cer și șade la dreapta lui Dumnezeu. De aceea este valoroasă ziua, clipa pe care o petrecem în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm dimineața aceasta, Dumnezeu să ne conștientizeze cât de prețios este timpul petrecut înaintea lui Dumnezeu. Când stai în biserică, în prezența lui Dumnezeu, parcă și timpul stă în loc, pentru că Dumnezeu este Cel ce controlează timpul, Cel ce controlează emoțiile și sentimentele. Și oricât de întristat ai veni aici, dacă te deschizi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să liniștească furtuna din inima ta. Poate să spună, taci fără gură. Aș vrea să conștientizăm lucrul ăsta în dimineața aceasta. Am citit zilele acestea o cărțulie și m-a impresionat tare despre un om de artă, de literatură foarte cunoscut în Anglia, Oscar Wilde, care și-a petrecut toată viața în plăceri deșarte. A atins toată plăcerea care se poate numi. A fost un om de succes. Dar pe patul de suferință și-a adus aminte că toate acestea au fost goană după vânt, deșertăciunea deșertăciunilor. Și ascultați ce se spune despre el. La 29 noiembrie 1900, un preot a venit lângă patul de suferință al lui Oscar Wilde și a zis: în ziua următoare, la ora 2 după amiaza, Wilde s-a ridicat înșezut în patul său, a tras aer în piept, a expirat și a căzut înapoi pe pernă, fără un ultim cuvânt. Și unul dintre prietenii lui a spus ironic: Oscar nu a putut trăi cu religia, dar este evident că a dorit să moară cu ea. E cea mai bună decizie pe care cineva ar putea o lua. Mulți oameni nu-L acceptă pe Dumnezeu și vor să trăiască o viață de capul lor, fără legi, fără legislații. Dar există o vreme, poate în ultimul minut al vieții, când își dau seama că mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Aș vrea să facem rugăciunea aceasta pentru cei care n-au luat decizia să-L urmeze pe Iisus Hristos. Nu știu din ce motive, dar aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să li se reveleze și să guste din bunătatea, să guste din dragostea și din puterea lui Dumnezeu. Să guste din sângele iertării care poate să dea eliberare și poate să aducă liniște și pace în sufletul în care este multă furtună și confuzie. Aș vrea să ne rugăm pentru vreo 2-3 prieteni pe care ei știu, unul dintre ei chiar m-a rugat să ne rugăm pentru ei când mergem la slujbă. M-am întâlnit vinerea aceasta cu un măturător de pe stradă, turc. Și intrând în vorbă, în discuții, l-am întrebat: ești om religios? Și a zis: cândva am crezut în Dumnezeu, dar nu mai cred în Dumnezeu. Și am început să-i explic cum stă treaba cu Scriptura, cu Iisus Hristos. Și înainte să plece, și ce mi-a zis? Mi-a zis: nu vrei, când mergi duminică la slujbă, să te rogi pentru mine, ca să crede iar în Dumnezeu? M-a mișcat cuvintele lui. Nu știu în cine a crezut și cum a crezut,
dar aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm pentru el. Vă și spun cum îl cheamă, Hasan, e normal nume turcesc. Și a spus să ne rugăm și aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să îi se reveleze. Poate în vis, cum crede Dumnezeu? Sau să stea față în față printr-o viziune să se arate lui. Căci Dumnezeu poate să facă lucruri din acestea. Amin. Mai este un albanez care mi-a zis să mă rog pentru el și am zis, era confuz, nu mai știa care e mai mare, profetul Mahomed sau profetul Iisus Hristos. Am zis, omule, Iisus Hristos este mult mai mult decât un profet. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care a murit și a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și aceasta este diferența mare între religia noastră, sau cum o numim, și religia lumii, sau religiile lumii. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Și am zis, du-te acasă, nu m-am mai întâlnit cu El. Du-te și te roagă sincer în cămăruța ta și spune, Doamne Iisuse, eu nu cred că existi. Sunt confuz, nu știu dacă existi sau nu. Dar dacă existi, vreau să mi te descoperi și mie. Și dacă faci asta cu inimă sincer, l-am asigurat că Dumnezeu îi se revelează. Amin? Dacă sunt și alte persoane pe care vreți să le aducem înaintea bisericii și înaintea lui Dumnezeu în același timp, puteți să spuneți numele de-a lor. Vreau să vă iau înainte, cer scuze, mi-am adus aminte, în biserica din Luton pe care o frecventăm. Mai vin și persoane care nu sunt întoarse la Domnul și aș vrea să ne rugăm pentru un soț unei surori care nu este mântuit. Să ne rugăm, numele lui este Rareș. Să ne rugăm Dumnezeu să-i atingă mintea și sufletul și să-L descopere pe Iisus Hristos. Cer scuze.